Așa cum îi plăcea lui Nea Mitică să spună, unul dintre oamenii din România care a avut cea mai bună părere despre el însuși. Unul dintre oamenii care avea cea mai mare încredere în el, poate tocmai pentru că în dedesubturile vorbelor lui se temea al dracului, de cartea puțină pe care o știa, și-a făcut relații, sigur, a tras forile unde a putut, dar atenție, atât de grosolan, încât fraudele lui Mitică Dragomir erau vizibile și de pe lună. La un moment dat se spunea că două lucruri se văd de pe lună. Sigur, tot așa, într-o glumiță dintre asta care mergea în lumea fotbalului. Marele zid chinesesc și nodurile marinărești pe care Mitică Dragomir le punea din când în când fotbalului românesc. Adică chiar să te dai deștept când falsurile astea erau oribile, ordinare. Vă reamintesc că suntem singurul stat din lume, și aici sunt destul de bine plasat, că am studiat cartografia Africii cât de cât în ultimii 25 de ani și știu. Sunt singurul stat din lume unde o echipă care n-a luat licența pentru Matrapa Zlâcuri și n-a făcut apel, vorba de Rapid București, s-a văzut reintegrată în planurile campionatului de primă divizie, ba chiar i s-a pus în față un simulacru de meci de baraj de care a trecut, după care a fost reprimită în Liga 1, a început să joace în campionat, ceilalți care au văzut scandalul ăsta fără de margini, au făcut apel în Elveția la tribunalul respectiv, ăla le-a dat dreptate și după 3 sau 4 etape, pe 4 etape, Rapidul a fost trimisă în Liga 2, iar echipa care fusese retrogradată în locul ei, Concordia Chiajna, a revenit pe prima scenă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat nicăieri. Bun, ok, hai să spunem că nu-i mare lucru, luai pe șeful ligii, îi tăiai capul și plecai de la zero. Nimic, nimeni n-a mișcat un deget. În ziua de astăzi, am mai comentat astăzi, sigur, această idee, de asta nici nu sunt foarte în formă să-l tot beștelez pe Mitică Dragomir, nu m-am epuizat pe subiectul ăsta de 20 de ani. Mai am mare lucru de spus. Dar vreau să spun că astăzi tot fotbalul românesc este de fapt la pușcărie. Nu vorbesc acum de greii fotbalului, ci de toți cei care l-au girat prin tăcerea lor clandestină și improbabilă până la un punct pe acest coate goale. Da? Toți oamenii care au trăit din banii pe care Mitică i-a măsluit și i-a furat, pe unde a putut, încă o dată, spune, asta e doar așa. A dat 6 meciuri pe sub mână unui operator care, sigur, avea toată indulgența din lume și care l-a făcut mare pe Mitică. Pentru că el a trăit și pentru că a prins această conjunctură, nu era meritul lui. Să lansau televiziuni de sport, vreau să cucerească piața, erau niște coloși dintre ăștia de telecomunicații care aruncau fără număr banii, puteau să cumpere orice pe lumea asta, și care sigur i-au ridicat la un moment dat cota lui Mitică Dragomir când el n-avea niciun merit. El stătea și înghițea în sec și își imagina deasupra capului, cam bulele alea din desenele animate, cât mălaia oia și cât saci trebuie să pună unii peste alții ca să ajungă vreodată la afacerile celor cu care negocia.